Îți pun o întrebare nouă a unui frate nou care se numește Ian. Dragă frate Giuseppe, iubiți prieteni de la Radio Blast, îmi aduc aminte, bunica mea îmi povestea cum preoții cei mai tradiționaliști erau foarte severi cu lumea care vorbea urât. Este posibil ca astăzi să fie un păcat așa de răspândit care face societatea de astăzi neplăcută și ostilă? La locurile de muncă, în familie, chiar și în biserică. Faptul că nu este combătută prea mult de fiecare creștin sau de preotul însuși, care ar trebui să fie un medic în a localiza acest rău spiritual, adică a gândi sau spune lucruri rele despre cineva, poate este la fel ca și blestemul? În acest sens, dacă o persoană suferă de mulți ani pentru că în familie are o persoană negativă și foarte ostilă, cum poate să facă în acest sens să se elibereze de ea sau, mai bine spus, să o viziteze fără să aibă influențe negative? Mulțumesc! Dumnezeu să vă binecuvânteze, Ian! Amin! Slavă Domnului! Cum poți să faci ca să nu trăiești într-un ambient așa de neinspirant și negativ cu persoane care blestemă și vorbesc urât și trebuie să suporți pentru că trăiești cu ei sau trebuie să-i vizitezi sau poate ești la muncă și trebuie să stai multe ore și nu ai unde să pleci? Ce trebuie să faci? Acest frate are dreptate. Este unul din semnele din timpul sfârșitului. Iată, înainte de toate, Scripturile ne arată că aceasta este normal. Al doilea Timotei 3, de la 1 la 5. Dar să știi acestea, în zilele din urmă vor veni vremuri grele, pentru că oamenii vor fi egoiști, iubitori de bani, lăudăroși, mândri, blasfematori, neascultători de părinți, nerecunoscători, irreligioși, nesimțiți, neloiali, calomniatori, intemperativi, nemiloși, fără dragoste pentru bine, trădători, nechipzuiți, mândri, iubitori de plăcere în loc de Dumnezeu, având aparența evlaviei în timp ce au negat puterea ei. De asemenea, îndepărtează-te de ei. Al doilea Timoteo 3, de la 1 la 5. Pe scurt, el spune, dacă vorbești rău de cineva, este la fel ca și cum ai blestema? Cum să te comporți în aceste cazuri, să te îndepărtezi de aceste persoane care au influențe negative, nu? Iată, dragă frate, în mod normal, regula este că aceste persoane trebuie evangelizate. Practic, toate persoanele din jurul nostru. Noi, fiind creștini, trebuie să încercăm să-i conducem la Dumnezeu. Iar aceste persoane trebuie să decidă dacă să accepte mesajul Domnului sau nu. Noi nu putem să abandonăm credința noastră sau pe Iisus ca să-i facem pe cei care vorbesc urât sau pe diavol sau pe cei care blestemă să-i încântăm. Ce se întâmplă? Diavolul prin blesteme, prin cei răi, diavolul ne evangelizează pe noi. Atenție să nu se întâmple contrariul, pentru că vrea să ne evangelizeze. Trăim în locuri unde uneori nu vor să audă de credința în Dumnezeu, vorbesc rău. Al doilea Corinteni 6, o scriptură. 14. Nu vă puneți împreună cu necredincioșii sub un jug care nu este pentru voi. De fapt, ce legătură există între dreptate și nelegiuire? Care e comuniune între lumină și întuneric? Al doilea Corinteni 6, 14. Aceasta este regula. Dacă o persoană nu vrea să știe nimic de Dumnezeu, în 1 Corinteni 7, între copiile căsătorite, dacă soțul care nu crede îi permite să trăiască cu ea, atunci nu-l alungați. Sunt limite în care această persoană nu trebuie să fie o boală, un spirit toxic, ceva care devine un...
de nesuportat. Această persoană trebuie să respecte credința ta. Altfel spune în al doilea Corinteni 6, 17, să nu te pui cu cei care nu au credință sub un joc care nu este pentru voi. Ce legătură este între întuneric și lumină, între dreptate și nelegiuire? Și ce spune? Să vă despărțiți. Unde spune aceasta? În caos te rog. În al doilea Corinteni 6, situația poate să fie toate diferite, dar este și un metru de măsură pentru acestea. Al doilea Corinteni 6, 17, de aceea ieșiți din mijlocul lor și îndepărtați-vă de ei, zice Domnul. Nu vă atingeți de ce este necurat și vă voi primi. Al doilea Corinteni 6, 17. Dacă unul este căsătorit cu o persoană care este anticristă, să nu atingeți, să nu aveți raporturi sexuale cu ea. Să nu atingeți soțul sau soția care are raporturi cu diavolul, raporturi toxice, pline de spirite. Pentru că tu te duci să te curci cu o persoană de felul acesta și primești spiritele ei. Nu trebuie să ai raporturi sexuale cu o persoană care nu-L iubește pe Dumnezeu și care blestemă. Când este vorba despre situația de muncă, de cunoștință sau familiar, eu aș schimba munca dacă aș fi într-un loc unde aș fi obligat să-l ascult pe diavol. Eu aș căuta o altă muncă. Ieșiți din mijlocul lor, despărțiți-vă și eu vă voi primi, spune Domnul. Și dacă ar trebui să vizitezi părinții și tatăl blestemă, ce faci? Nu-l mai vizitezi? Trebuie să te rogi. Du-te în Ioan 7:5. Ioan 7:5. Și iată exemplul lui Iisus. Ce a făcut Iisus? Fiindcă nici frații lui credeau în el. Ioan 7:5. Iată, Iisus mergea să caute pe Madonna Maria, mama sa, iar frații îl criticau. Este singurul exemplu în care vedem că Iisus în casa sa, în familia sa. De ce? Pentru că nu credeau în el. Îl criticau. Frații lui Giuseppe îl criticau pe Iosif și l-au vândut sclav. Și ce a făcut Iisus? Bineînțeles că iubea pe Maria, mama sa, și își iubea frații. Este sigur. Dar s-a separat de ei. Și după aceea a venit ziua în care frații lui Iisus s-au convertit, așa cum vedem în epistola lui Iuda. Și epistola lui Iacob sunt două epistole care sunt ale fraților lui Iisus. Și ce să faci când ai o familie care caută să te îndepărteze de Dumnezeu? Tu nu îi abandonezi, dar te duci într-un loc unde ești liber de influențele lor, unde poți să-i inviți, pentru că tu nu i-ai lăsat, nu? Nu ai lăsat acel soț anticrist. L-ai invitat sau ai invitat-o să te urmeze. Dacă nu vrea să vină, este pentru că nu vrea să asculte Biblia. Dar nu-i abandonezi. Tu îi inviți mereu să citească cuvântul, Biblia, să evangelizeze, să-L urmeze pe Dumnezeu. Și ei nu vor veni. Dar tu nu i-ai abandonat. Nu poți să spui că i-ai abandonat. Tu îi inviți să vină și ei nu vin ca să... Și dacă ei nu vin să-L urmeze pe Dumnezeu, se îndepărtează ei, să ne aducem aminte de aceasta. Un lucru frumos ar fi dacă tu trebuie să mergi să-ți vizitezi familia din dragoste, pentru respect, și acolo în familie blestemă cineva și trebuie să-ți conduci și fiii să-i viziteze și trebuie să-i expui acestui ambient toxic, așa cum spui tu. Lucrul cel mai bun ar fi ca să faci un acord cu ei. Iată, venim să vă vizităm, dar nu vrem să auzim blesteme, pentru că nu vreau ca fiii mei să înveți aceste lucruri. Și dacă este acest respect, putem să vă vizităm. Și dacă nu este respect, le spui, scuză-mă, eu ți-am spus. Dacă ești obligat să mergi, eu aș pune cărțile pe masă și aș spune, veniți să vă vizităm sau venim să vă vizităm, că este dificil. Pentru că eu n-aș merge să vizitez pe cineva care îl blestemă pe Dumnezeu. Chiar dacă este tatăl tău, aș merge doar să le evangelizez. Nu aș merge să ascult blestemele sale. Dacă el nu-mi permite să le evangelizez, este el care mă alungă. Tată, aș vrea să vin mâine ca să citim puțin Biblia. 5 minute, tată, câte o scriptură către mântuire.
Cuvinte urâte, blesteme către Dumnezeu, nu veni cu Biblia, atunci tu nu te duci. Este El care te alungă. Tu îi spui, tată, vreau să vin cu copiii și ar fi și eu nu citesc Biblia, dar nici tu nu vorbești urât și nu blestemi împotriva lui Dumnezeu. Dar eu fac ceea ce vreau. Atunci și eu vin și îți citesc Biblia și încep să citesc un capitol. Tu, în casa mea, nu faci așa. De acord. Sunt binevenit ca creștin sau nu? Dar dacă tu blestemi, eu încep să citesc Biblia. Este un război. Vedem cine o să învingă. Însă, în al doilea Corinteni 6 spune, despărțiți-vă de acestea și nu atingeți nimic ce este urât. Nu atingeți mânerul unei clanțe de la ușă care este toată plină de spirite rele. Casa lui Iisus nu era așa de rău făcută. În schimb, nu s-a dus pentru că nu l-acceptau. El, primul născut, avea frații mai tineri care nu l-ascultau și atunci nu stătea cu ei. Și întrebarea din partea lui Carlo, care a scris acum 5 minute, fac bine martorul Iehova că își lasă propria familie atunci când aceștia ieși din sectă? Cum? Își abandonează familia. Dacă cineva din familie ieșe din sectă, cei care rămân înăuntru nu mai au nicio legătură cu ei, abandonează. Aici am răspândit discursul, l-am dezvoltat. Eu nu sunt de acord cu martorii de Jehova. Eu pot să folosesc Biblia, ei pot să facă tot ceea ce vor, eu nu-i judec. Pentru că nu sunt judecătorul lor. Nu sunt de acord cu anumite doctrine. Și cu aceasta, eu sunt de acord cu doctrina transfuziei de sânge. Au dreptate ei. Dar lucrurile s-au schimbat acum. Normal, dacă tu faci o transfuzie de sânge cu toate siringile care le-au făcut, sunt pline de siringi. Am pus săptămâna trecută la radio acest doctor care spunea că au aruncat foarte multe pungi de sânge care au toate coagulate pentru că siringatele au făcut ca să sângele să se coaguleze. Ceea ce se întâmplă în corpul tău. Tu care nu ai vrut să primești aceste siringate în acești ani, cum poți să primești sânge de la aceștia? Dacă tu primești o pungă de sânge, practic este ca și cum ți-ai face 4 puncturine. În acest caz, au dreptate martorul lui Jehova. Dar până astăzi, martorul Jehova nu primeau aceste siringate și în schimb astăzi, cum le-au primit? Da, de acord. Eu însumi am primit multe pungi de sânge, pentru că astfel aș fi murit. Dar astăzi, vorbind despre aceasta, eu nu accept nimica să mă duc în cer și nu se mai vorbește. Tu ai spus că da, poți să folosești un donator care nu a fost injectat și să găsești unul care încă nu a primit puncturina și atunci trebuie să-i controleze grupa sanguină și să primește. Dar despre ceea ce a menționat Carlo, că martorul Iehova abandonează familia dacă nu ascultă, dacă ies din sectă, de ce ridici mâna, Gloria? Îți donez eu sângele meu și eu ție. Dar să ne rugăm ca să nu fie necesar. Repetă ultima întrebare. Doctrina care, dacă cineva abandonează secta martorului Jehova, ceilalți trebuie să se separeze de ea, este corect sau nu? Această doctrină este biblică. Pentru că martorul Iehova folosesc această scriptură. O folosesc, pentru că eu nu cred că este biblic. Nu sunt biblice anumite doctrine ale lor, dar să te desparți este biblic. Dar nu înseamnă dacă cineva ieșe din sectă, îl urăște pe Dumnezeu. Înseamnă că nu ești de acord cu doctrina lor. A spus că este biblic pentru o biserică biblică, dar nu sunt de acord cu martorul Iehova. Să mergem la scripturi și îți arăt. Să mergem la al doilea Ioan,
Al doilea Ioan, versetul 9. Oricine trece peste și nu rămâne în doctrina lui Hristos, nu l-are pe Dumnezeu. Cine rămâne în doctrină, l-are și pe Tatăl și pe Fiul. Dacă cineva vine la voi și nu aduce această doctrină, să nu-l primiți în casă, să nu-l salutați. Pentru că cine îl salută va face parte din faptele lui rele. Să nu-l primiți în casă și să nu-l salutați. 1 Corinteni 5, 11. Așteaptă! 1 Corinteni 5, 11. De aceea v-am scris, este să nu vă amestecați cu cei care, numindu-se frați, sunt curvari, desfrânați, închinători la idol, revoltători, bețivi, hoți. Cu aceștia nici să nu mănânci. 1 Corinteni 5, 11. Ai înțeles? Scriptura este. Dacă tu ești o biserică adevărată, un creștin adevărat, sunt scripturi după care tu nu trebuie să mănânci cu anumite persoane și nici măcar nu poți să intri în casă. Sunt doctrine în care tu ești sau faci parte dintr-o biserică adevărată. Sunt doctrine din care noi nu putem să fim de acord, ca și cum, de exemplu, Marturile Jehova, pentru că ei practică aceștia ca să protejeze biserica lor, referitor la care noi nu suntem de acord. Însă, cuvântul spune să nu mergi acasă în casa cuiva care vorbește rău de Dumnezeu sau vorbește urât de frați. Dacă ai un frate sau ești un frate din biserica noastră care vorbește urât despre altcineva, să nu mergi în casa lor și să nu rămâneți în comuniune cu ei, e-mail, Facebook. Orice frate care vorbește urât despre un alt frate, nu trebuie să aveți sau să vorbiți cu el, pentru că ascultați lucrurile diavolului care vorbește urât despre altcineva. Au fost exemple și în biserica noastră și cred că se întâmplă în toate bisericile. Nu știu dacă aceasta se aplică Martorului Jehova, pentru că ei se despart de familie, de cei care ies din sectă, pentru că nu acceptă doctrinele. Unul nu este de acord cu liderul Brooklynului sau cu ceva ce nu este specific cu Biblia. Să-i lăsăm deoparte pe Martorul Jehova, că nu ne interesează. Noi nu suntem aici ca să-i judecăm pe Martorul Jehova. Ei au problemele lor, noi suntem judecătorii lor. Ei să meargă pe strada lor. Noi să vorbim despre noi și despre uițele noastre și despre Scripturi. Să începem de la început. Îți citesc un alt mesaj care a ajuns prin e-mail din partea lui Maurizio, care a scris acum spunând: dragă frate, până anul trecut trăiam cu fosta mea prietenă și cu familia ei. Ei blestemau, chiar dacă spuneau că credeau în Dumnezeu. Pe acele timpuri, de-abia m-am convertit. Când m-am văzut într-o situație ostilă și încercând să vorbesc cu fostele mei prietene despre Iisus, nu primea. Mă blestema, mă amenința că mi-ardea Biblia. În schimb, mama mă chema Satana. Vedem că este lumea foarte bună. Așa am primit și Scriptura. Aleluia! Ceea ce am făcut, m-am sfătuit cu voi. Am invitat-o pe fosta mea prietenă să mă urmeze sau să mă susțină în credință. Iar eu ar fi trebuit să merg în continuare și să-L urmez pe Iisus. Ea nu a vrut să mă urmeze, nu m-am oprit, nu am lăsat-o, dar Dumnezeu în acest mod m-a eliberat de o situație care nu o aproba. Și de atunci a vrut să cresc în credință și să afrunt necazuri, probe. Într-un ambient în care tu poți să dai slavă lui Dumnezeu. Dragă frate, tu rămâi în Hristos și unde te va conduce, ai încredere în El și oriunde ai fi, observă în care situație poți să aduci mai multă slavă Domnului. Slavă Domnului! Un mesaj care vine de la Dumnezeu. Bine, Maurizio, foarte bine. El a ascultat sfatul, nu l-a lăsat și le-a spus să mă susții în Domnul și am să susțin dragostea mea pentru tine, familia, te susțin în tot ceea ce pot. Însă, cel care m-a învățat să te iubesc așa, să fiu cu tine, să te binecuvântez, așa a fost Iisus. Dar dacă tu îmi spui că nu, să nu te
Să nu te iubesc așa, să nu-ți vorbesc așa, să nu te susțin așa. El a spus nu. Și ea a continuat să o blesteme. Eu sunt aici și te aștept. Și tu când vrei, Dumnezeu este aici. Nu, dar eu nu vin să te găsesc. Cum vrei tu? Trebuie să te asiguri să fii caut, pentru că diavolul vine și spune, a, tu m-ai abandonat, la la la. Însă tu trebuie să deții, să menții dragostea deschisă, în schimb ușa trebuie să o ții închisă. Și când vrei să vii pentru Dumnezeu, eu sunt pregătit. Nu-i că ușa noastră este deschisă tuturor spiritelor. Cu aceștia, spunea Paul, nici măcar nu trebuie să mănânci. Și cu ceilalți, nici măcar să-i saluți. Și nu poți să intri în casa lor. De ce? Pentru că sunt plini de spirite ale diavolului. Dacă tu mergi în casa lor, intri în casa lor, aceste spirite te atacă pe tine. Bineînțeles, tu poți să te rogi, să te eliberezi. Dar de ce trebuie să mergi să pui mâinile în noroi? Da, te poți spăla de noroi, dar uneori sunt frați care au probleme și nu reușesc să doarmă noaptea. Are un frate care a scris nici măcar pastilele o ajută. Și într-o situație de felul acesta, familiară, este o problemă. De ce? Pentru că nu l-a ascultat pe Dumnezeu nici sfaturile noastre, etc. Și sunt în probleme mari. Atunci să mergem la cuvânt, la Iisus. Bine, Angelina. În concluzie, dacă un creștin trăiește cu persoane care sunt dificile, chiar și blestematori, trebuie să facă totul posibil ca să le arate lor dragostea lui Dumnezeu. Dar, dacă aceste persoane nu vor să primească dragostea și continuă să facă ambientul toxic, insuportabil și viața dificilă, atunci poate să fie momentul să faci cum a făcut Iisus. Fiecare să trăiască pe contul său propriu și să meargă pe strada sa. Oferiți-le tot binele și fiecare să meargă pe strada lui. Vedem în Geneza 13 dintre Abraham și Lot, când Abraham nu mai reușea să stea cu Lot în ambientul toxic, pentru că Lot a devenit bogat, dar nu a înțeles că era datorită binecuvântărilor lui Abraham, era sub umbrela sa și el credea că era el, în schimb era Abraham, iar Abraham i-a spus, dacă tu mergi la dreapta, eu merg la stânga, iar dacă tu mergi la stânga, eu merg la dreapta, în Geneza 13, și Lot a spus, ok, ia să văd unde iarba este mai verde, și a văzut că iarba era mai verde în zona Sodomei, și el egoist a plecat acolo. Și după aceea îi găsim acolo, în capitolul 19, că a pierdut totul, și avea o soție perversă, care după aceea a devenit o statuie, nu mai are bogății, nu mai are nimic. Și a rămas într-un loc, într-un ambient unde nu trebuia să fie, într-un oraș unde nu trebuia să fie. Și soția nu vrea să abandoneze. Când a ieșit, s-a uitat înapoi. O astfel de soție este dificil. Ai fost să te căsătorești într-un loc greșit, cu femeia greșită, și Lot trebuia să-i spună soției, dragă soție, eu te iubesc foarte mult, dar eu mă duc să trăiesc într-un anumit loc. Acolo este prin apropiere și unchiul meu Abraham și eu nu vin acolo. Mă abandonez, îmi spune soția, nu, mă duc să pregătesc un loc pentru că acolo unde sunt eu să fii și tu, să fii și voi. Dacă vreți să veniți, veniți. Nu, nimic. Tu dacă ne lași, nu mă iubești. Eu nu te las. Mă duc să pregătesc o cabană cu două inimi și fiii noștri vor fi acolo, așa că vor găsi soți, nu ca în aceste locuri posedute. Iată, eu sunt acolo și te aștept. Nu voi veni deloc. Fă cum vrei tu. Eu sunt acolo. Este și o frumoasă peșteră acolo. Într-adevăr, Lot s-a dus și a
Și a ajuns într-o peșteră în Geneza 19. Mereu creștinul nu abandonează pe nimeni. Dar sunt majoritatea care îl abandonează pe Dumnezeu, pe Iisus, Evanghelia, pe soțul sau soția credentă. Asigurați-vă că sunteți în Hristos, că diavolul nu schimbă cărțile pe masă și fac să apară că sunteți voi cei care ați abandonat acea săracă persoană care este a diavolului, care îl blestema pe Dumnezeu. Și atenție, că o să vă spună că au toate drepturile. Atenție! Mutați-vă într-un loc unde să stați în Dumnezeu, pe un deal, pe un munte, pe o vale sau în altă țară. Și uitați, suntem aici. Nu, eu nu te-am abandonat, trebuie să le spuneți. Eu am cabana pregătită. Eu nu pot să te oblig. Acesta este sfatul meu. Așa cum a făcut Iisus cu familia sa, cum a făcut Abraham cu Lot, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Eu cred că dacă nu mai este nimic, da, bine, spune Angela, suntem în regulă. Mulțumesc că mi-ai scris, frate. Dumnezeu să te binecuvânteze.